O mașină a luat foc din senin într-o intersecție din turnul Măgurele. Șoferul stătea la semafor când mașina s-a umplut de fum. A reușit în ultima clipă să iasă din autoturism. La scurt timp acolo au ajuns și pompierii. Focul a fost stins, dar norul gros a blocat traficul în intersecția respectivă. Pompierii vor stabili de la ce a pornit incendiul. Mașina circula pe bază de GPL.